Bine ați revenit la reflecții. Data trecută am vorbit despre birocrație. Spuneam că birocrația, departe de a fi un fenomen care are legătură doar cu maldere de hârtii și cu fețe acre de funcționari publici, este ceea ce formează substanța vieții noastre moderne. Absolut fiecare dimensiune a vieții noastre, și dădeam data trecută exemplul mersului pe stradă. A merge pe stradă înseamnă a merge prin birocrație, pentru că mersul pe stradă este o cu mașina sau pe jos, nu contează, dar vorbim despre mersul printr-un oraș, da? Unde avem semafoare, unde avem trotuare, unde avem benzi care fac stânga, benzi care fac dreapta. Nu este un fenomen traficul lăsat la voia întâmplării, ci este un fenomen foarte bine pus la punct, organizat după criterii și după principii raționale de eficiență. Și spuneam că acesta este de fapt birocrația, faptul că lumea noastră în întregimea ei astăzi nu mai este lăsat aproape nimic la voia întâmplării, ci totul este foarte bine organizat pentru a fi cât mai eficient, pentru a funcționa cât mai bine. Acesta este, de fapt, cuvântul cheie. Cât mai bine, ca toate lucrurile să meargă cât mai bine, numai că atrăgeam atenția data trecută că ca de atâtea ori când avem de-a face cu modernitatea, avem de-a face cu o parte întunecată a binelui. Știința ne-a adus pe lume atâtea lucruri bune, dar ne-a adus și în pragul extinției pentru prima dată în istorie. Astăzi suntem în pragul, chiar ieri citeam un articol despre faptul că a început o mare extinție naturală. În ultimii 40 de ani au dispărut jumătate din toate speciile, din toată viața, nu din toate speciile, din toată viața sălbatică de pe planetă. În următorii 40 de ani. Nu mai gândiți-vă la ce înseamnă asta și la ce înseamnă dacă continuăm așa în ritmul acesta. Numai că nu continuăm în ritmul acesta, totul continuă într-un ritm accelerat. Iar partea întunecată a birocrației este că ea este doar un aparat orb care nu are alt scop decât să implementeze legile ca un calculator, nu? Care funcționează după un program scris și care nu poate să țină cont de nimic altceva. Birocrația nu are suflet și acesta este motivul pentru care astăzi asistăm la, de exemplu, la defrișarea fără milă și fără suflet a pădurii tropicale pentru ca unii să se îmbogățească, pentru ca nici măcar nu mai avem de-a face aici cu oameni, ci cu lăcomia omului, cu lăcomia unui anumit individ. Avem de-a face cu sisteme, cu organizații foarte complicate și foarte birocratice, care acum funcționează de unele singure, de capul lor și fac doar ceea ce știu să facă. Dacă e vorba de o corporație, nu știe să facă altceva decât profit. Și este ceea ce se întâmplă. Planeta este distrusă fără milă pentru că entități birocratice, al căror scop este profitul, funcționează de capul lor și cu rezultate absolut dezastruoase. Dar spuneam că un alt lucru care este în pericol și aproape este amenințat să fie înghițit în totalitate, în birocrație, este individul. Este sufletul omenesc, care nu este altceva decât viața unei persoane particulare, viața mea, viața dumneavoastră, ce ne dorim, ce circumstanțele de viață care ne-au produs și care, în mijlocul cărora ne desfășurăm viața. Și ca să iluminăm mai bine acest aspect și felul în care birocrația, care nu are ochi pentru individ, ea are ochi doar pentru general, ea are ochi doar pentru sistem, chiar atunci când birocrația, când sistemele birocratice sunt create cu scopul de a oferi, oferi condiții optime de viață individului, cum ar fi sistemul sanitar, cum ar fi educația, cum ar fi justiția. Chiar și acolo și de fapt tocmai acolo putem să observăm cel mai bine că
orbirea aceasta care este intrinsecă sistemului birocratic la individ și la viața lui. Și îi spuneam, ca să iluminăm mai bine acest aspect, să vorbim despre dreptate. Ce este dreptatea? Dreptatea este egalitate, nu? Am putea să spunem toți, este toți să beneficiem de bogăție, nu e nedrept, nu, ca cineva să fie foarte bogat și altcineva să fie foarte sărac. Este drept ca dacă cineva a comis o crimă să fie pedepsit și e nedrept ca acel cineva să scape ca nepedepsit. Dar ce se întâmplă când să luăm o situație în care două persoane au comis o infracțiune? Și aici aș vrea să spun ceva despre infracțiuni și despre sistemul legislativ și cum funcționează el, ca în toate celelalte dimensiuni ale vieții sociale, și justiția este un sistem birocratic foarte eficient care funcționează după legi. După legi, legea fundamentală este Constituția, apoi avem cod penal, avem cod civil, avem foarte multe alte legi și avem funcționari ai acestor legi. Poate avem impresia că judecătorul este cel care decide într-un anumit caz ce se întâmplă cu un anumit individ care a încălcat legea. Nu! Legea este cea care decide ce se întâmplă cu individul. Judecătorul nu este altceva decât, spunea cineva, un fel de dozator care dispensează dreptate. Adică dispensează, dă dreptate. Te duci la dozator și el are acolo doar câteva varietăți. Tu poți să-ți alegi dacă vrei suc de portocale sau sau vrei Coca-Cola sau vrei apă, dar poți doar să-ți alegi din opțiunile pe care le ai acolo. La fel și judecătorul, departe de a fi cel care decide ce se întâmplă cu cineva care a încălcat legea, este cel care doar aplică legea și individualizează pedeapsa. Pentru fiecare infracțiune comisă există într-adevăr un minimum și un maximum. Să zicem că pentru furt există un minimum de 3 ani și un maximum de 7 ani și judecătorul are într-adevăr libertatea ca în funcție de persoana și de circumstanțele individuale, care pot fi agravante sau pot fi atenuante, poate să dea o pedeapsă mai mică sau mai mare. Dar în niciun caz judecătorul nu poate să spună acest om, chiar dacă a furat, este nevinovat. Ce vreau să spun cu asta? Spuneam că doi oameni care au comis aceeași faptă, de exemplu furtul, stau în fața judecătorului. Din punctul de vedere al legii, ei sunt egali. Amândoi au încălcat legea. Dar unul a furat ca să salveze soția de la moarte, care avea nevoie urgentă de un medicament, iar celălalt a furat doar ca să-și cumpere o mașină de care nu avea nevoie. Ce s-ar întâmpla dacă amândoi ar primi 5 ani închisoare? Legea spune, amândoi au încălcat legea, amândoi trebuie să plătească. S-ar face dreptate? Ar fi aceasta dreptate dacă cele două persoane ar primi amândoi 5 ani de închisoare? Nu! Sufletul nostru, simțul nostru comun ne spune că nu s-ar fi făcut dreptate dacă un om disperat, împins de disperare, a furat ca să salveze o viață omenească, plătește la fel și este vinovat ca cel care a furat doar ca să-și îndeplinească o poftă de care nu avea nevoie. Și aceasta este dreptatea și acesta este felul în care se face dreptate în birocrație, în modernitate. Birocrația nu are ochi pentru individ. Și o să spuneți, are un pic de ochi, nu? Spuneam că chiar legile prevăd un minimum și un maximum. În loc să ia 7 ani, să spunem că judecătorul dă celui care a furat doar așa 7 ani, iar celui care a furat de nevoie dă doar 3 ani. Dar, în esență, sunt considerați amândoi vinovați și sunt amândoi pedepsiți. Judecătorul nu are efectiv posibilitatea să stea și să spună, stai așa, omul ăsta a furat ca să salveze o viață.
poate nu merită să facă pușcărie deloc și a fost forțat, el a pus în balanță aceste două valori etice, viața, o viață omenească și proprietatea și respectul proprietății private și a decis că o viață omenească atârnă mai greu și a acționat în consecință. Un judecător nu are această libertate să facă o astfel de judecată. Este doar un dozator care implementează dreptatea după principii birocratice. Birocrația este, ca să încercăm să sumarizăm discuția noastră atât de data trecută cât și de astăzi, este un modul de organizare a vieții noastre moderne, iar scopul ei principal pare să fie să ne facă viața mai bună, nu? La toți. Numai că ceva esențial se pierde în birocrație și anume individul, anume sufletul individului. Și aceasta este partea întunecată a birocrației. Mai sunt și multe, multe altele. Pentru a înțelege mai bine ce vreau să spun cu privire la partea aceasta întunecată a birocrației, am vorbit puțin despre un caz în sistemul justiției, ce se întâmplă cu cineva care comite o infracțiune, ca să vedeți o astfel de ilustrație într-o altă situație, și anume în cadrul sistemului medical. Dacă nu cumva v-ați lovit chiar dumneavoastră de o situație în care v-ați simțit neglijat și v-ați simțit tratat ca un obiect într-un pierdut, așa, într-un hățiș birocratic, într-un spital sau în contact cu instituțiile care instrumentează sănătatea, vă invit să urmăriți Moartea domnului Lăzărescu, un film românesc care arată cu o putere deosebit de mare confruntarea aceasta dintre individ și mașinăria aceasta uriașă, birocratică, care aparent este făcută pentru individ, este făcută pentru mine, este făcută pentru noi. Numai că, în realitate, ea nu are deloc ochi pentru noi și individul este singur și rămas pe din afara acestei mașinării care funcționează perfect. După ce vedeți Moartea domnului Lăzărescu, dacă v-a plăcut, vă invit să citiți Kafka, vă invit să citiți Castelul, vă invit să citiți Procesul, pentru a înțelege puțin mai bine, sau dacă vreți să pătrundeți puțin mai în adâncimea celor spuse de mine, pentru a vedea modul în care individul este singur și neajutorat în fața acestei mașinării uriașe care este birocrația și care este, spuneam, mediul în care noi trăim viața, este aerul pe care îl respirăm. Data viitoare o să vorbim despre capitalism și care este și el o realitate foarte birocratică și despre modul în care capitalismul a luat naștere. Vă asigur că e o poveste foarte interesantă, de aceea vă invit să fiți cu mine și data viitoare. La revedere!